Printre subiectele abordate de Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, s-au numărat creșterea veniturilor cadrelor didactice, premierea elevilor cu rezultate foarte bune la învățătură, modificarea legii educației, dar și criza manualelor. În această toamnă, Ministerul va organiza un simpozion pentru instruirea cadrelor didactice în vederea elaborării manualelor școlare. Criza autorilor de manuale a dus la o insuficiență a manuscriselor oferite cadrelor didactice. Problema manualelor școlare este o problemă mai veche. A trebuit totuși făcută o selecție riguroasă a cadrelor didactice care să poată să conceapă manuale și făcut o selecție riguroasă nu ca până acum. Faptul că ar trebui făcute aceste manuale alternative de către specialiști care să știe foarte bine cum funcționează sistemul de învățământ preuniversitar și să știe de fapt și nivelul de percepție, de înțelegere al noțiunilor de către ele. Ministrul Valentin Popa a declarat că manualele sunt, dar nu pentru toate disciplinele. Din punct de vedere estetic, ele sunt frumoase, însă, din punct de vedere al conținutului, sunt încărcate. O soluție ar putea fi importarea unui plan cadru din afară, ministrul fiind nemulțumit de modul în care scriu specialiștii din sistemul de educație. Din punctul de vedere estetic sunt foarte frumoase, din punctul de vedere al conținutului, cred că puțin cam încărcate. Așa știu să scrie manualele specialiștii noștri din sistem. Există 105 titluri noi, din care 40 au fost traduse în limbile minorităților în 2,6 milioane de exemplare.